Salutare tuturor, din nou de pe baltă, pentru că în aceeași zi trag două vloguri. De data asta am din partea aceluiași proprietar, este bine proprietarul, are și acest superb Jeep Rubicon hibrid 2021, are ceva upgrade-uri pe el, are un kit bară față spate rival, are praguri, are niște jante superbe. Stai să le... Uite, sunt gold așa, cu bedlock, foarte mișto. Are lumini, e înălțată mașina. Da, arată agresiv așa, arată rău, zicem așa. E o mașină care îți dă așa senzația de că ești un personaj negativ, știi? Se dă lumea la o parte când treci cu ea. Cam asta ar fi și scopul mașinii astea. Pe lângă că este un off-roader genial, pentru că își are rădăcinile în anii 50, în armata americană, acest Jeep Wrangler. Că iar mi-am uitat GoPro-ul. De fapt, am zis mai devreme că mi-am uitat GoPro-ul. Dai tu, Bogdan, aici. Așa. Acum ne aflăm în interior. Stai să schimb unghiul wide. Sunt răcit. De-aia vorbesc așa din... Zici că sunt într-un butoi. Și pentru că am uitat GoPro-ul, într-o mână voi ține telefonul și cu cealaltă mână voi conduce. Așa, să mergem. După cum ziceam mai devreme, este un hibrid. Are un motor de 2 litri benzină și unul electric. Are 380 de cai în total. Cai suficienți. Mașina asta, ea este de fapt concepută să aibă un cuplu să te scoată de oriunde. Cu mașina asta nu vei rămâni, oh my god, nu vei rămâne în potmolit prin nămeți. Cumnatul meu, proprietarul mașinii, mi-a spus că astă iarnă, când a fost el pe la hotelul Peștera, oamenii nu puteau să iasă cu SUV-uri din zăpadă, el pur și simplu s-a urcat și a plecat. Te ajută foarte mult motorul ăla electric când pleci din off-roading. Ce nu-mi place mie așa la mașină, hai că sunt pe unghiul larg, dar în unghiul normal, cam atât vezi prin parbriz, deci fix atât vezi prin parbriz. Nu ai o vizibilitate foarte mare, dar na, acum depinde. Îți place, nu-ți place chestia asta. Mă simt ușor claustrofob în mașina asta uriașă din cauza acestui parbriz. Bine, sunt și multe zorzoane pe aici, multe chei de la diverse ATV-uri, schijeturi. Da, dar ca și poziție de condus, uite și tu, toate mașinile, zici că sunt mașinuțe. Fii atent când trece asta prin față. Efectiv, dispare pe lângă bordul mașinii. Stai, domn polițist. Așa. Toate mașinile par cumva minuscule pe lângă Jeep-ul ăsta. Și îți dă așa un sentiment așa, ca și cum conduci o navă. E și înălțată, nu știu, are un kit de înălțare, nu știu câți centimetri o înalță, dar o înalță oricum. Pe lângă ea este înaltă, este și mai înaltă cu kitul de înălțare. Și are, e foarte greu să nu, tot timpul trebuie să faci ceva cu volanul, pentru că fiind roțile, are și distanțieri, fiind roțile atât de departe una de cealaltă, ar trebui să aibă o direcție electronică full și na, gabaritul mașinii, suspensiile probabil independente. Și tot timpul trebuie să corectezi cumva, vezi că, nu știu, trebuie să faci cumva câte o corecție tot timpul. Uite, n-ai cum să nu corectezi, știi? Adică orice alt SUV așa ar fi mers cumva după linia drumului. Dar, na, nu e un lucru deranjant, e un lucru care te ține în priză tot timpul.
are un fel de senzație așa de balans în curbe, pentru că la fel are o suspensie de off-roading, dar na, nu este ceva grav, să zicem că mamă ce instabilă se simte, pentru că nu e atât de instabilă pe viraje precum mă așteptam. Știi, spre exemplu, uite, vezi, mergem acum, luăm acest viraj cu 85 la oră și este perfect ok. Deci nu ar fi. Uite, rapiță. Rapiță. Primăvară. Rapița înflorită. Da, vâjie, dacă vâjie, pentru că are o pânză deasupra capului, are o cârpă. Mașina se decapotează, se decapotează full. Da, deci ea practic poate să rămână. Am văzut mulți că își dau jos și ușile și practic rămâne doar scheletul ăsta, așa. Și uite, aici are și boxe. Pe jumate are boxe. Ea e gândit așa de... E de fun. Mie mi se pare asta, nu o mașină de iară, mi se pare o mașină de vară mișto. Mie asta mi se pare mișto, nu știu, să fii undeva pe o insulă grecească, ai decapotat-o full, ești practic în aer liber, e o seară, sunt, nu știu, 25 de grade, e apus, ți-ai luat nevasta și te-ai dus frumos așa să explorezi insula. Și așa o văd eu în elementul ei. Nu mi se pare o mașină de iarnă neapărat. Mi se pare o mașină de distracție, știi? Mi se pare o mașină care mai e și a doua mașină, nu știu. Mi se pare o mașină mărișoară pentru oraș, aș putea spune, care are niște proporții ușor spre tank pentru un oraș, dar na, fiecare cu preferințele lui. Mie îmi place, chiar îmi place. Nu mă așteptam inițial să-mi placă mașina asta, dar conducând-o și petrecând timp în ea, îți dai seama că e un sentiment mișto. E un sentiment foarte mișto. Avem chestii digitale, ca toate mașinile noi. Aici selectorul de 4x4, care nu știu exact ce selectează, eu sunt pe auto oricum. Uite, câteodată, nu știu dacă se aude pe filmare, dar merge și în electric, merge și în termic, merge și se întâmplă chestii, motorul gândește. Știu italienii de la Fiat ce fac. Și nu știu ce să mai zic. E mișto, domne, ce să mai e mișto. Uite, poți să, dacă nevasta nu-i convine ceva, că mergi prea nașpa, se ține de chestii, are mânere, uite, mâner, ține-te, dragă, că urcăm șanțul și, na, și uite, și am terminat și plimbarea prin extern, am dat de codiță. În codiță ești electric, nu deranjezi pe nimeni, nu o să superi pe nimeni, are și o evacuare custom, Magnaflow, parcă se aude și mișto când intră termicul. Ce să zic, până data viitoare, nu uitați să vă abonați canalului acesta de YouTube, să vă mai abonați și canalului How to Car, este cel mai mare canal de filmat mașini. Abonați-vă și canalului Ion Vlogs, cel mai mare canal de travel din România și... Nu știu, conduceți prudent și dacă vă plac mașinile și gen, vă imaginați cum ar fi să conduceți o astfel de mașină, imaginați-vă în continuare că e scumpă.